Acum. Eu rămas cu. S-a rămas cu rulat. Mă, să filmăm casele astea.
chestia asta, nu-ți vine să crezi că nici pe Freddy. Nu vine să crezi că asta trebuie să-ți
la tata, fă e la prima la dreapta, ca să vină apoi la, la între lacuri. Acolo, așa, putea să gani. Și blocurile. Da, filmează așa, pe acolo. Da, se vede în apă la tu. Trage mai încolo așa. Inversi mai greu. Da. Și acum dai mie și tu ce duci. Nu, poți? Vin și tu. Nu, care mai viu. Nu mai viu. Nu mai e tu cu Ioana? Mergeți voi două. Nu știu, mă pămâne 1 milion. Ia, oricare. Trebuie să filmăm oamenii. Eu nu mă pămâne.
formă nu. Nu este nimeni. Dar nu-ți dai pe tine. Da, da. Tu să vă filmez biblioteca. Poftiți. Stai să luăm. Aici ai zbuțit totul de fapt. Poftim. Da, da. Aia vine. A, am filmat. Asta e biblioteca Octavian Dumnezeu. Și de aici îmi iau eu cărți. Adică nu, că stau așa. Pe biblioteca județeană. E și mie că zice județeană că n-are așa multe cărți, nu? Și ce să mai filmăm? Atât am avut eu. Uite, filmează-mi cartea. Nu, stai să-și revină. Uite cartea. Apare. Ereticii Dunei. Asta citesc eu acum. Nu prea ai citit. Da, azi la jumătate. Da, dar nu astăzi. A, nu astăzi. Ce e acolo? Uite. Nu se știe. Hello! Hello! Uite, dacă vreți să citiți, aici este rezumatul. Trebuie să-l facem pentru apropiere. Ne apropie, vedeți? Vezi? Se vede. În aceasta a cincea... Ce cea mai specială parte? A serie Dune, Arrakis, numită acum Rakis, s-a transformat iarăși într-un deșert. Vermii nisipurilor cândva stăpânii planetei mor unul câte unul, dar fiind rătăcitori, se întorc acasă din adâncurile cosmosului. Și copiilor Dunei se trezesc din visul Imperiului pentru a îmbrățișa puterea unei erezii. O dulce erezie numită Rakstibiu. Wow, extraordinar! Așa, cum să vedem dacă se vede. Să-l filmăm pe ta. Tata fumează afară. Dar nu l-am mai filmat pe el, că am văzut să filmez oamenii. Dar au trecut oamenii. Mai vine unul. Au trecut. Uite, vine un nenea. Să-i tanti. Nu știu ce. Tanti, cred. Eu tanti. Tanti cu partea unu, ați văzut-o? Uite. Și-ai deschis? E deschis. Oare ce face la poștă? S-a băgat. Și dultește telefon. Nu, poate că e duminică. Oare ce face la poștă? Nu, gata, unde e tata? Nu ești tata. Nu s-o duște. Să filmăm acolo, ți-ai sugeratoriu. Pe mașina asta. Tata! Nila, îl văd. Pasturează pe aici, că poate că e șefa și-l prinde. Nu e un copil. Copil, Eloi. Habar n-are că-i filmat și ăsta mere în poștă. Asta, hai să-mi vede. Uite, mai vin doi. Să uite că nu înțeleg ce face. O să uite, nu un pic să uite. De mult i-am putut fi. M-am putut filma. Vreau și pe tata. Filmează bine. Ce s-a scăpat acolo? O găsă ceva. De obicei el mai găsește gunoaie, le transformă. Uite că mai vin de la mai vin, dar nu pot fixa. Așa. Oh, nu se mai vede? Trebuie vin el. Uite, ias. Ce mici îți spun? Dar chiar că-s mici. E mai mari, mi se par, în realitate. Mai ies doi. Ieșind după, intră doi. Intră doi, am plin de oameni aici. Ce curație e la poștă. Uh-huh. Tata. El apare. Din nou. Ce nu mai sunt opțiune? Mai vine, până atunci mi-a dat tata. Poate mai găsește ceva. Nu să pun strategic să nu putem. Dacă vine în față. Nu fai filmezi din partea asta. Nu, s-a gătat. Nu vedem cine mai vine, nimeni. Un troleu. Hai să filmezi partea asta, poate. Filmă oare. Nu e ca mai greu de ținut camera, dar o să ținut aici. El a bătat peste tot de obietata. Nu e ca să filmeze orașul. Wow, ce fain oraș. Mai fain decât în realitate. Dar pot să pun pe
Câte imagini. Pot pune porțiuni de film. Cum arată, știi? Aia, când vineam cu mașina cu acea, așa, știi? Din Mărăș, de ceva interesant, nu mai văzut. Știi? Și mai am depus încă 27 de megaliberi. Un tata prin oraș. Pot să pun și așa fix, știu eu, o poză numai cu Mărăști. Piața Mărăști. Nu știu de ce așa strâmb. Așa e. Așa e orașul ăsta strâmb. Asta ce e, o stradă? Nu, dar ce se vede strada? A, mașina. Se vede și mașina anul ăsta. Ce face, doamne? Mare, ce face? Așa că s-o puțin mai bine. Nu trece un troliu. Mi-ar plăcea să trec un troliu. Da, nu mai fi și pe nenea, mă, ne uită în oraș. Că așa de greu m-am stabilizat acolo cu mâna. Uite, mașini, care te cu... Cam așa slab, pare. Circular. De circulația duminică, la ora 1, 2, 3. Tante a ieșit. De tante? Aia din față. Aia care a intrat. Nu vine într-o troleu. Nici nu mai filmez, nu știu. E un troleu, am văzut. Ce am văzut? Nu știu că s-a văzut aici. Eu n-am văzut. Nu, nu mai este. Vine o mașină. Mașină pericioasă. Intră în cadru. Uite, că nu, da, se vede că nu se ocupă mult, numai 2 kg. Vezi? 20 de kg pe secundă. Vezi că se vede? Da. 10, 30, 20, ce să mai... Știi că depinde, că vezi acolo cam cât de greu crește. Când mergem așa repede, așa repede crește. Știi? Se vede ce se schimbă de mult. Interesantă tehnologie să faci, să vezi ce se schimbă și ce nu. Într-o imagine, așa de repede, încât în timp real se poate salva. Ioi, bateria. Cât mere? 25%. Moare. Poate moare. Așa moare imediat. Când am bine, mami, cam atât a fost. Da, nu contează că am văzut tot oraș. Când moare, moare. În afară de destinație, niciodată se vede că nu putem ajunge la destinație. O, te reușim dacă vine repede. Sau să oprim acum. Să nu mai filmăm acum. E cam plictisitor. Nu știu cum să-ți spun. Nu, bine, oprim acum. Ca să nu mai consumăm.